prima. Astăzi avem o ședință ordinară a Consiliului Local din luna septembrie, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți fizic aici în sală 14 consilieri și 5 consilieri prin intermediul online. Domnul Tibor Claud, domnul Sarta Valentin Cristian, domnul Laic Robert, domnul Berea Mariner și domnul Ardeleanu Tunița. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia. Bună ziua, vă spun și eu, și bine ați venit la ședința de astăzi. Ca și ordine de zi, avem doar 10 proiecte și avem și alte probleme încă un proiect. Este vorba de proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023, proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri, terenuri, proiect de hotărâre privind aprobare PUD strada Vasile Alexandrii numărul 18, Comănești, județul Bacău, construire hale și racord la utilități, proiect de hotărâre privind aprobare PUD strada Vasile Alexandrii numărul 18, Comănești, județul Bacău, construire clădire de tip modular cu destinația atelier de producție, confecții și prezentare utilități, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local orașului Comănești în consiliile de administrație și în consiliile de evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Comănești, proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, bloc E4, strada Republicii, bloc 37, bloc 39, bloc 41, strada Gârlei, bloc 9, strada Gheorghe Donici, cod C5A3, 2 cu 49. Valoarea totală a proiectului este 128 de miliarde lei vechi, 12.873.699 mai exact. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de parteneriat cu Asociația Simfonia Florilor Bacău. Este vorba de un parteneriat care are ca și scop desfășurarea unui eveniment la Palatul Ghica Comănești, eveniment care s-a derulat în fiecare an. Se dorește cofinanțarea din partea noastră a unei sume micuțe de 5.000 de lei pentru ediția a treia a evenimentului. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Și dacă îmi permiteți, domn președinte, la alte probleme, ar mai fi un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construire centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Comănești de Subacău. Este vorba de acel proiect care trebuie să-l realizăm în zona stației de transfer, de sortare a deșeurilor din orașul Comănești, zona Șipoteni. Cam acestea ar fi proiectele din ziua de astăzi pe care vi le prezentăm spre dezbatere și aprobare. Mulțumesc, domn președinte. Mulțumim. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința noastră de astăzi. Începem ședința prin a spune la vot procesul verbal al ședințelor din data 31.08.2023 și 12.09.2023. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi? Pentru, împotrivă, abțineri? Nu. Supun la vot completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construire centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Comănești, județul Bacău.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Începem cu proiectul 1. Da. Nu puteți vota. Nu participați la vot. Da. Bun, mulțumim. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul a fost la comisii. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. La fel, proiectul a fost la comisii. Dacă mai avem discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. La fel, proiectul a fost la comisii. Sunt numai două puncte. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD, strada Vasile Alexandrei, numărul 18, Comănești, județul Bacău, construire hale și racord la utilități. Proiectul a fost la comisii de asemenea. Dacă sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD, strada Vasile Alexandrei, numărul 18, Comănești, județul Bacău, construire clădire de tip modular cu destinație atelier de producție, confecție și prezentare utilități. De asemenea, proiectul a fost la comisie. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Comănești din Consiliile de Administrație și Comisiile de Evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ din Orașul Comănești. Da, vă rog, poftiți. La școala gimnazială Liviu Rebreanu, în Consiliul de Administrație, Oana Pisac, Ariu Mihaela și Oana Rispan, în CEAC Cosma Florian, la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, Consiliul de Administrație, Banul Răzvan și Șopător Teofil, iar în CEAC la Iprăper, la școala gimnazială Ciprian Porumbescu, în Consiliul de Administrație, Cosma Florin și Balaș Monica, iar în CEAC Lazar Costică, la școala gimnazială Costache Ciocan, în Consiliul de Administrație, Dari Irinel și Albaie Simion, iar în CEAC Anastasiu Constantin, iar la școala post-liceală sanitară Sani din Comănești, în CEAC, doamna Balaș Monica. Mulțumim. Dacă din partea celorlalte partide PSD, USR, dacă mai avem și alte propuneri? Nu? Supun la vot cine este? Nu. Da, aici, da, împărțim. Votăm vot secret, da? Până se votează, spuneți următorul. Da? Da. Până spuneți. Până se votează, dacă sunteți de acord, să supunem la vot următorul punct de pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Da? 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. La fel, proiectul a fost la comisii. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, blocul E4, strada Republicii, blocurile 37, 39, 41, strada Gârlii, blocul 9, strada Gheorghe Donici, cot C5, A3, 2 cu 49. Proiectul a fost la comisii, supun la vot. Dacă mai sunt ceva discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Aici, domnul președinte, aș vrea să specific un pic aici la proiectul cu blocurile, pentru că văd mulți care tot vociferează că nu s-ar face blocurile. Cei care sunteți în Consiliul Local ar trebui să fiți foarte
la curent cu știrile, pentru faptul că de fiecare dată, la orice proiect, până când ajungi la faza de execuție, sunt toate aceste etape, foarte, foarte, care trebuie parcurse. Nu poți să treci direct, să iei, să treci la execuția proiectului fără să ai documentațiile aprobate până la ultima virgulă și până la ultima cerință pe care o cer aceste proiecte europene. V-am spus, numai la acest proiect este vorba de 128 de miliarde lei vechi. Pentru câteva blocuri, ați văzut aici, este vorba de câteva blocuri. Vreodată pe pământul ăsta acei cetățeni puteau să-și realizeze acest proiect din fonduri proprii? O întrebare așa de baraj. Cetățenii aceștia care locuiesc în aceste blocuri, blocul E4, blocul de 37, 39, 41 pe strada Gârlei, blocul 9 de pe strada Gheorghi Donici, puteau vreodată să realizeze această investiție din fonduri proprii? Nici într-o mie de ani nu puteau să realizeze. Dar eforturile noastre pe care le-am făcut și le facem pentru a atrage fonduri europene pentru realizarea acestor proiecte sunt necesare și eforturile noastre vor fi, cred că, apreciate în timp și în ani. Acum, deocamdată, pare așa ceea ce, uite, ne face un proiect de 100 și ceva de miliarde. Pare nimic. Dar veți vedea ce importanță vor avea aceste proiecte. Mulțumim, domnul președinte. Mulțumim, domnul primar. Nouă proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de parteneriat cu Asociația Simfonia Florilor Bacău. Proiectul a fost la comisie. Dacă mai sunt ceva discuții, dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 10. Trecem la 11. Faceți 11 și ultima dată. Așa. Și vă lăsăm la urmă cu alegerea. Da. 11. Deci, alte probleme. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economici și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul. Construire centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost la comisii. Dacă mai avem intervenție. Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci atât aș vrea să intervin și eu, atât pe această zonă unde se vor construi aceste centre de aport voluntar, cât și faptul că vor fi construite acele insule ecologice în orașul Comănești, vor schimba în totalitate sistemul de colectare a deșeurilor. Că lumea, într-adevăr, aruncă, rezultă foarte mari cantități de gunoi. De unde le scot, nu mai știm nici noi, că cei de la Ecovalea Muntelui nu mai fac față să care, dacă ar fi necesar, dacă s-ar putea, de două ori pe zi să ducă gunoiul. De două ori pe zi. Cea mai mare pondere de gunoi care rezultă de deșeuri menajere este tocmai aceea care rezultă din deșeurile vegetale, din crengi, iarbă, buruiene și tot felul de chestii pe care gospodarii la vremea la trecut, cu ani în urmă, le gestionau ca și compost, ca și îngrășământ în grădină și așa mai departe. Acum le scoate la poartă, le pune în container, le cărăm la Bacău, plătim transport, plătim depozitarea la Bacău și într-un final mai și spune că domnule, cine ia și bani pe gunoiul ăsta, ne ia bani, păi dacă tu scoți totul la afară și țigla, dacă îi se strică țigla pe casă, o scoate la poartă. Și toate astea sunt plătite la tonă. Fiecare tonă transportată la Bacău, cât este depozitarea la Bacău acum? 200 și cât? 270 de lei tonă. Fiecare mașină nu are mai puțin de 10 tone. Fiecare mașină transportată la Bacău, plătim pentru depozitarea la groapa de gunoi suma aceasta. Vă rog să rețineți aspectul ăsta. Pentru că suma asta nu este plătită doar că ar vrea cineva sau că astea sunt regulile și trebuie să le respectăm. Suntem în asociația aceasta ADIS Bacău și trebuie să plătim. O să vin și eu cu completare. Da.
tot așa, pe spațiu public, Facebook, că toată lumea la Facebook, care pe lângă gunoi, nu arată să nu Facebook, după aceea pe noi. S-a pus mereu problema pe lângă țapuri de gunoi, de ce apa crește, de ce vine mașina și ia numai din contan, nu ia niciodată de lângă contan și așa mai departe. Cum am zis, nu ducem toată la capa din gunoi. Avem crengile, luăm separat, avem o mașină separată mai pentru așa ceva. Dacă aș băga crengile alea, mașina de gunoi, menajer, nu stă nimeni să-i soteze. Eu vă aduc frumos, mă duc în tatăl, ori ești la satele compost, vedeți că noi îi luăm separat și îi ducem acolo. Dacă ne-am băgat în mașina de gunoi, în mașina de menajer, pauză, direct la Bacoaj. Și vă asigur eu că sunt cantități mari. Deci luna august am avut undeva 600 de tone colectate pe oraș. 600 de tone. Pe comparație, luna iulie am avut 400 și un pic. Deci, sunt nebuni toți, că au venit toți de afară, au început să demurești din casă, îmi bagi toate în containere. S-au apucat, mai ales la case, am avut container, deci am venit în ziua asta, le-am ridicat, a doua zi erau toate pline cu iadul, cu, exact cum am spus, cu țigări, am avut container care a trebuit să chem să mă ajute burlo, să răstăm containerul, să luăm la loc 4 din container, să-i bagă mașină. Nu putea nici măcar mașina cu vreță să le împingă. Foarte! De ce e imediat? Tot la iurea. Nimeni rău? De ce sunt containerele toate într-o stare foarte proastă? Și tocmai din cauza asta. Tocmai din cauza asta. Omul nu mai... și se duce în beci, acum toată mea își pune murături, își pune în față, își pune în conopie, își pune în toate. Duce în beci, dar butoiul, direct în container. Cu zeamă, cu toate acolo, deci cu tot. Că nu mai suportă milosul, dar noi îl mai suportăm, vă întreb așa. Noi lucrăm în condițiile astea, noi lucrăm zi de zi, oră de oră, lucrăm 8 ori, 9 ori, 10 ori. Stați care stați acasă, v-ați pus doar întrebarea, că sigur ați văzut mașina la 5-6 seara, trecând pe fața poți. Noi terminăm programul la 3. Și stăm la 5-6 seara și trecem la poate ca să nu noi să nu apară pe Facebook, tot Facebook-ul ăsta e rezolvat toate, dar să nu apară, vezi, Doamne, și uite că tot trebuie mașina să ieși cu noi. Trebuie să înțelegem. Și noi suntem oameni, ca și oamenii care arunc cu gunoi, și noi aducăm gunoi, și noi plătim taxa la gunoi, chiar dacă suntem angajați la Eco. Deci absolut tot. Și noi producem gunoi, dar noi suntem aia care producem cât trebuie și cum trebuie, tocmai din când ne-am săturat ca să luăm din toate de la containere și pe lângă container și peste tot. E ușor de a trăi cu degetul, este foarte ușor de a trăi cu degetul. Dar toată lumea a venit, am oameni care au înțeles, nu-i cunosc, sună telefon, abonam cine sună, bună ziua, bună ziua, care-i lumea? Am un călicior mic așa de țigă, am, nu știu, o camionetă de show de construcție, am de numai nu știu bucătărie, ce pot să fac? Veniți la noi. Venit, o punem exact cum trebuie, ci, cu ce amestecat? Păi amestecat cu nici tot, dar deoparte ca atunci, dar nu se separat, ăsta e o valentic. Puneți-o separată de șodimolos, facem ceva cu el, puneți leanga separată. Sunt care au un meu telefon, de unde la? Întreabă, ești pe acolo, dar sunt care nici măcar nu interesează. Orice persoană care vine la mine și mi-a cerut ajutor, am rezolvat, nu există, încă o dată. Noi suntem... rezolvăm problema cu noi din oraș. Nu avem treabă nici afiliați politici, nici cu ăla, nici cu ăla, nici cu ăla. Nu știu dacă o faci cineva de aici, care e de la PSD, de la USR, care eu știu ce partid a mai avut înainte, habar n-am. Care au venit la noi și ne-au luat ceva și noi nu am ajutat. Cum putem? Dar din lucruri chiar nu mai reușim și noi. Orașul din ce mai aglomerat, din ce mai multe mașini, din multe se întâmplă să venim de 3 ori la un punct de colectare pentru că avem mașini parcate, sunăm la poliție, vin poliția, îi caută pe proprietar și tot așa. Deci încercăm să rezolvăm problema, dar nu pe Facebook și primul rând sunt și numele de telefon. Inclusiv cei care stau la poartă, da? Mi-am avut reclamații de săptămâna trecută, am poza aici, apropo, am avut reclamații cu medii. Mi-au pus în cubere, am câteva medii și s-au pus băieții în politica. Și au fost băieți acolo și am două cubere cu medii, cel puțin 40 kg o cubere de aia. Dar ăștia ce s-au catelofit? Vă dați seama, un sătuc de ăsta cu invernețul, sunt crași 500 de cubere odată. Păi ăștia nu mai e spate, goarea. Dar ce e ușor? Băieți tine, cât e 40 lor? 40 la matare, 40 la vecinul, 40 ori, 40 ori, păi eu nu mai am cu cine lucra. Dar mie tot să scurt problemele cu spate. De angajat nu mai pot angaja, salarii mai mari nu pot să-i dau. Eu vă zic că asta nu neapărat că o reproș, dar dacă tot e Facebook-ul și mă vede că ai luat pe camera aia și îți uite pe Facebook, da, pe lângă tot felul de cât pătem, să vadă exact treaba asta. Să înțeleagă fiecare cât adevăr sunt probleme. Și nu mai la noi sunt problemele astea. Oricum mă duc, când ăsta mi-e serviciu, mă duc la Sinai, am vacanță, prima dată pachez în fața unui cubel, fără să vrea, nu știu, aici e cald, da? Și la fel, unde mă duc, mă duc la coșul, coro, la orice oraș, peste tot sunt probleme. Problemele nu sunt cauzate din cei care lucrează la gunoi. Cei care lucrează la gunoi, le rezolvă. Problemele sunt cauzate din oameni.
Numai la noi nu se pot face anumite probleme, anumite lucruri, da? Anume este fi civilizat. Ori nu te duci, a, băi, asta mi-a dat. Asta mă, că probabil mai e un cadre, cadre lungă, nu toți au mai cameră, nu toți au mai oameni care la telefon, vezi că vecinul mai mâncat cu tare. Toți au din este un problem, să nu aduci hârtia respectivă. Asta e toată treaba. Deci, vreau să înțelegeți, aveți o problemă, sunați la Ecova la Munte, nu-i poate zbogă, nu azi. Domnul director, știți, ca să facem o comparație foarte faină, dar prima dată mi-e teamă să nu uit și de asta vă zic prima dată acea zicală, zice, mamă, uite mamă, trec gunoierii, zice copilul, dar mama zice, nu mamă, gunoierii suntem noi, ei sunt cei care ne iau gunoaiele care le aruncăm noi pe jos. Despre asta e vorba. Și în altă ordine de idei, cei care reclamă pe Facebook faptul că containerul arată nu știu cum, este ca și cum ar reclama pe Facebook că buletinul lui se expiră și nu-i schimbă nimeni buletinul. Deci că începe să posteze, domnule, mi se expiră buletinul, ce fac? Uite, mi se expiră buletinul și să vină primăria cineva să-mi schimbe buletinul. Nu? Exact așa este. Păi sun la firma de salubritate, s-a spart o conductă pe apă, de apă. O pozează din toate pozițiile. Sun la firma de apă, nu? De gestionare apei. Sau, apropo, a apărut o văcuță prin oraș, nu? Dom'le, a apărut. Ce să-i faci acum? Oprim orașul, închidem orașul. Ce se întâmplă? Dacă era ambasadorul Indiei aici, spunea că... E normal. Nu, dar la ei vaca este sfântă. A vrea să facă un monument pe acolo. Cine știe ce avea să mai facă? Deci gândiți-vă că sunt lucruri care se întâmplă. Sau, la altă ieri, a picat un tank. Ce facem acum? Dumnezeu, a picat un tank, a picat și ce să-i facem? Nu? Se restricționează circulația, se dirigează cum trebuie. Deci sunt lucruri care se întâmplă, dar nu se rezolvă pe Facebook, așa cum spunea domnul director. Curățenia trebuie să o ținem noi, nu noi. Suntem cei care avem servitori. Noi trebuie să fim cei care gestionăm și ne comportăm civilizat și gestionăm această activitate a curățeniei în orașul nostru, nu numai în oraș, acasă și peste tot. Și să știți, problema asta cu Facebook-ul nu mă afectează doar pe mine, că sunt director acolo sau nu știu ce. Dar oamenii care lucrează toată ziua cu mașinile alea, da? Și stau în condiții, lucrează condiții care lucrează. Că-i ploaie, că-i vânt, că-i sărbătoare, dar ați văzut mașină de Crăciun, ziua de Crăciun, ați văzut ziua de Paște. Că lucrăm oricând. Atâta timp cât tu vii și faci poza acolo, ăla care stă acolo toată ziua și în cap, și stă în miros și așa, vezi că-i bine, nici el nu știe cum să mai facă față. Deci aici e problema, e vorba la un moment și o leacă de oblat, nu numai de... Înțelegi, mi-e de mizerie, așa e, încă o dată. Nu facem noi mizerie, noi facem mai pentru un punct. Deci trebuie să supunem bătălia, da, da, asta, da. Domnul inginer, mulțumim mult. Să sperăm că cei care trebuie să audă au auzit acum sau prin... Deci semnalul domnului director, eu l-am înțeles foarte bine. Nu reclamați pe Facebook că Facebook-ul nu are în atribuțiile de serviciu rezolvarea problemei. Reclamați la Ecovalea Muntelui. Dacă nu vă merge EON-ul, curentul, așa, sunați la numărul de intervenție a EON-ului, al distrigazului care se ocupă de gestionarea curentului electric. Dacă nu vă merge telefonia, internetul, sunați la firma de internet. Nu dau, mă duc la Facebook, băi, nenorociților, uite, nu merge internetul. Nici nu merge internetul să-l poți transmite, să se transmită semnalul tău, pentru că este oprit, este nefuncțional. Deci, serviciile acestea funcționează după niște reguli care trebuie să le urmăm. Eu am fost o singură dată la sediu acolo, dar vreo 10 minute am stat, dar sincer, abia așteptam să... Nu știam că o să fug de acolo, nu știu cum rezistați o zi întreagă de dimineață până seara. Chiar stăm, asta e. Asta e, da. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Mulțumesc. Reluăm... Nu reluăm. Nu. Mai e punctul 6, parcă, da? 10. Ultimul. Acolo. Da. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință. Potriți, domnul vice. Propunerea pe domnul Darie Irina, ca și președinte de ședință, pe domnul
Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dacă mai sunt și alte propuneri? Mulțumesc. Și punctul... Am terminat toate. Nu ăsta cu votul cu, la Consiliul. Nu s-a dezbătut. Nu s-a dezbătut. La punctul 6, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Comănești în Consiliile de Administrație și Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Orașul Comănești. Aici m-am uitat pe toate foile care au venit de la dumneavoastră, toate sunt cu da, deci în unanimitate de voturi, cei care au fost propuși au fost și aleși. E nevoie să-i mai citesc? Nu. Bine. Cu asta, mulțumesc, ședința de astăzi a luat sfârșit. Vă așteptăm la următoarea ședință.